Sponsor AgriCover. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. Ministerul Agriculturii ne-a informat zilele trecute că bugetul din Programul Național de Dezvoltare Rurală destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde de euro. Iar din bugetul național vor fi sprijiniți toți legumicultorii care plantează în spații protejate cu câte 2000 de euro pentru fiecare 1000 de metri lucrați. Ce de bani! Sper ca toate sumele acestea vehiculate în spațiul public să ajungă când și unde trebuie, astfel încât ele să contribuie la modernizarea agriculturii românești. Pentru prima parte a emisiunii v-am pregătit câteva reportaje de larg interes legate de culturile în spații protejate, de cultura mare, iar Viorel Popescu va spune povestea unor oameni ambițioși din județul Harghita. Înainte de toate însă, începem cu un material legat de vaccinarea anticovid. Tică Bădiță a fost curios cum decurge această acțiune în comunele județului Buzău. Anul 2021 a adus o noutate absolută într-unele din satele noastre, centrul de vaccinare. Sigur, noutatea absolută și nedorită pentru noi toți este această pandemie COVID-19, pentru combaterea căreia anul trecut nu aveam la dispoziție niciun vaccin. Acum sunt în lume numeroase seruri. Unii se zbat să le vândă, alții să le cumpere. Unii nici nu vor să audă de vaccin, alții vor, dar nu reușesc să se vaccineze. Alții au reușit să se vaccineze peste rând, după cât de influente le-au fost pilele și relațiile. Cei mai mulți însă au reușit să se vaccineze regulamentar, ca să folosesc un termen cazon, mai ales că la noi campania de vaccinare în masă este condusă de un medic colonel de armată. La începutul lunii martie am vizitat în județul Buzău două centre de vaccinare, unul în comuna Vadupașii, altul în comuna Vernești. Pe cel din Vadupașii l-ați văzut în reportajul Doza de Speranță, difuzat recent la Viața Satului și postat și pe canalul de YouTube al postului TVR1. Pe cel de-al doilea vi-l prezint în reportajul de astăzi, cu precizarea că, prin aceste reportaje, nu fac altceva decât să consemnez un fapt real din viața actuală a satului românesc, și anume deschiderea și funcționarea unui centru de vaccinare anticovid-19. Domnul Neacșu, abia ați ieșit de la vaccinare, de aici, din centrul de vaccinare anticovid de la Vernești. Cum vă simțiți? Foarte bine. Foarte bine, chiar mai bine decât am venit. Că sunt bucuros că am rezolvat-o și mâine o să vin din nou cu soția să rezolve și cu dânsa și sperăm să fie bine. Doamna doctor, dumneavoastră, sunteți medic de familie în localitatea Vernești, județul Buzău, și coordonați activitatea centrului de vaccinare, deschis la începutul acestui an pentru campania de vaccinare anti-COVID-19. Cum se desfășoară activitatea zilnică? Aveți locuitori, pacienți care vin să se vaccineze? Funcționăm din 18 ianuarie. Continuu până la această dată și da, avem cereri foarte mari, sunt destui pacienți care doresc să se vaccineze. Sigur, vaccinăm conform platformei pe care o primim, lista pe care o primim în fiecare zi de la platforma de vaccinare. Nici nu putem să ne abatem de la această listă și vin oameni de pretutindeni, adică cum, am avut și de la aici București la centru, și... sau cum s-au înscris? Care au fost căile de înscriere? La început, și cred că și acum se va alege tot această modalitate, oamenii s-au înscris în platformă, fie online, s-au logat, au printr-o parolă și un ID pe care și l-au
ales și s-au programat fie online ei înșiși sau prin call center. Au putut, prin medicul de familie, au putut să facă înscrierea. Dar cei mai mulți, cred că s-au, la început, s-au înscris ei înșiși online, direct în platformă sau prin call center. V-ați vaccinat acum 20 de minute, ați așteptat sfertul acela academic. Cum vă simțiți? Excelent, foarte bine. Mă bucur. Când ați fost programat pentru rapel? Astăzi, pe 2 martie 2000, la ora 10. Și urmează să veniți să faceți rapelul? Pe 23, la 26 de zile. Cu ce ați venit până aici? Cu un autobuz care circulă Berca Băzeaua. Deci cu mijloc de transport în comun. Spațios, respectat masca, distanța fizică și nu sunt probleme. Domnul doctor, sunteți medic de familie, aveți cabinet propriu, mi-a spus înainte, la Berca pe Valea Buzăului, dar veniți destul de des la centrul de vaccinare deschis în comuna Vernești, aici, tot în județul Buzău. De când activați aici și cum merge campania de vaccinare de la o zi la alta? Vin de la sfârșitul lunii ianuarie, din ultima săptămână a lunii ianuarie. Iată, se fac o lună și jumătate aproape. 5 zile pe săptămână, câte 6 ore pe zi, în afara programului de cabinet pe care l-am cu casa de asigurări. Am făcut în așa fel încât să-i ajut pe colegii din Vernești ca să meargă procesul de vaccinare bine. Și la solicitarea, bineînțeles, a DSP-ului. La Vernești, centrul de vaccinare a fost deschis în sediul Căminului Cultural, unde activase înainte un club pentru tineri, o discotecă. Primăria a cheltuit bani din bugetul propriu ca să amenajeze și să doteze centrul de vaccinare, bani pe care a trebuit să-i primească înapoi de la bugetul de stat. V-ați îndeplinit obligațiile până acum? Au medicii și asistenții lor medicali tot ce le trebuie? Da, în urma unui necesar întocmit de medici, încercăm să acționăm cât se poate de prompt, să le asigurăm tot ce le este necesar pentru ca centrul să funcționeze în parametrii optimi și să lucreze de curgă normal. Haideți să ce anume le-a cumpărat dumneavoastră, cu ce a contribuit primăria, în afară de spațiu în sine, ce cheltuiele a angajat? A fost o cheltuială mare, importantă de efort și de sume, în jurul sumei de 40.000 de lei, după un calcul a facturilor pe care le-am obținut în urma achiziționării materialelor. Pe lângă asta asigurăm mânuși, botoși, seringi, tot ceea ce agentul doctorii solicită. Agentul termic a fost o implicare importantă din partea domnului primar Daniel Năstase. Fără aportul acestuia nu cred că am fi putut să deschidem acest centru. Ce a trebuit să faceți? Avea încălzire? Încălzire aveam, au fost niște condiții impuse de cei de la Ministerul Sănătății. Noi am avut spațiu, a trebuit să-l compartimentăm cu zona de triaj, cu zona registratorului, cu zona de așteptare. Deci și în afară de acești 40.000 de lei, pe lună ați mai cheltuit ceva în plus? Cam la cât se ridică cheltuielile? Estimativ în jur de 10.000 de lei lunar ar trebui să asigurăm din partea primăriei. Medicii de familie și asistenții lor joacă un rol cheie în desfășurarea campaniei de vaccinare. Ei ar trebui să fie plătiți pentru prestația din centrul de vaccinare, dar până acum nu și-au primit banii. Mulți locuitori, în special din mediul rural, apelează la medicul de familie. Aici este o mare problemă pe care noi o tot ridicăm și pacienților trebuie să le explicăm faptul că oamenii peste 65 de ani sau cei mai tineri care au boli cronice din mediul rural nu s-au putut înscrie pentru că n-au fost atât de rapizi, pentru că n-au avut poate posibilitate de internet sau așa, și au rămas deocamdată în așteptare. Dorința lor este și se manifestă zilnic. Vin și ne întreabă noi când ajungem să ne vaccinăm. Nu prea știm ce să le răspundem. Deocamdată așteptăm. Probabil că vor veni și etape în care
să putem face înscrierea pacienților noștri din zonă. Pentru că aici am vaccinat și oameni de la București și din Prahova și de la Nehoiu și au fost redirecționați sau direcționați prin platforma Așa s-au înscris ei, acolo au găsit, aici au găsit locuri și au ales să vină la noi să se vaccineze. Dumneavoastră, câți locuitori din Vârnești aveți înscriși, arondați la cabinetul nostru de medic de familie? La cabinetul meu de medicină de familie, în jur de 2300 de pacienți. 2300 de pacienți, din acești 2300, câți ați reușit dumneavoastră personal ca medic de familie să înscrieți pentru vaccinare? Puțin. Cam cât, doamnă? Puțin, doctor? În jur de 100. Puțin. E un procent valabil, credeți? Și la cei, și la colegii mei, așa mă gândesc, pentru că într-adevăr, persoanele care sunt vulnerabile, sunt cei peste 65 de ani cu boli cronice și nu am avut locuri pentru a-i înscrie deocamdată. Cum ați reușit să vă înscrieți? Am copii la București, una dintre fete a reușit să prind o programare și am o casă la Berca, stau în zona asta și m-a... Deci cu ajutorul fiicei dumneavoastră de la București. Da, cu ajutorul fiicei mele de la București a reușit și m-a programat. Acum cât timp, domnul Neacșu? Nu cred, acum vreo săptămână și eu, cred. Deci nu cu mult timp în urmă, nu, și rapelul când v-a fost programat? Peste două săptămâni, acum o lună. Acum o lună. Și rapelul peste două săptămâni? Peste trei, peste 20 de zile. Da. Da. Aveți vecini, prieteni, ce spun? Vor să se vaccineze, încearcă să se înscrie? Da, am chiar un vecin care se vaccina și mi-a șezit, nicio problemă. Dar, nu știu, deja acolo la noi suntem pe stradă mai mult, numai în vârstă. Eu am reușit și vecinul al meu a reușit să vaccineze tot așa printr-o... L-a ajutat cineva. S-a programat, are și el tot așa o fată la București. A reușit și la programare. Vine lumea la vaccinat anti-COVID-19 la centru de vaccinare din Vârnești? Vine foarte bine, conform programărilor, bineînțeles. Doar o singură zi a fost în care nu am avut programări. A fost perioada aceea cu decalarea persoanelor care erau sub 65 de ani, cu două săptămâni. A fost un pic bulversant pentru programul centrului de vaccinare, dar am intrat din nou pe un făgaș bun. Dumneavoastră, ca medic de familie, ați reușit și câți dintre pacienții arondați la cabinetul nostru să îi înscrieți pe platformă pentru vaccinare? Până acum, aproximativ 50. 50 spune. Din câți, domnul doctor? Am 1900 și ceva de pacienți asigurați, dar aici nu contează numai asigurații pentru vaccin, contează persoanele peste 65 de ani, indiferent de dacă sunt sau nu asigurați. Persoane cu boli cronice, bineînțeles. V-au solicitat mai mulți să-i înscrieți? Da, am o listă de așteptare. De câți pacienți pe listă? Așa, aproximativ, să spunem, încă vreo 100. Da, care vor mai urgent. Alții, doar la nivel declarativ, au spus că ar vrea și ei să fie vaccinați, dar când se va putea. Și vă mai rămâne timp să-i și înscrieți, că dacă sunteți la cabinet trebuie să-i consultați, dacă veniți aici trebuie să-i vaccinați. De înscris pe platformă trebuie să aveți mai mult timp liber, ca să spun. Nu timpul de înscriere este o problemă pentru mine, cel puțin. Mă descurc destul de bine cu calculatoarele, cu tehnica informatică. Problema este că nu sunt locuri pe platforma de înscriere pentru programare la vaccinare. Verific aproape în fiecare zi și mai mult de atât sunt curios și verific în toată țara. Și văd zero peste tot, mai ales la persoane peste 65. De ce lipsa aceasta de locuri, domnul doctor? Că spații văd că sunt centre de vaccinare. E adevărat, unele sunt pe hârtie. La Sărata Munteoru n-a fost deschis, la Berca spuneți că încă n-a fost deschis. Da. De ce nu sunt locuri? Ce ar trebui făcut ca să fie mai multe? Părerea mea este că în momentul în care vor intra în țară mai multe doze de vaccin, cu care să aprovizionăm respectivele centre de vaccinare, atunci se vor deschide majoritatea sau chiar toate. Și atunci o să fie o viteză de vaccinare a populației la maxim cât se poate, cât a fost ea proiectată inițial. Cum ați reușit să vă înscrieți pe platforma? Am fost la medicul de familie, am solicitat să fiu programat, m-am programat la Vârnești aici și am venit. Deci prin medicul de familie. Prin medicul de familie, da.
Ce știți, vecini de aia dumneavoastră, foști colegi de muncă, ce atitudine au față de vaccinare? Foarte mulți au negativă, dar de ce nu știu. Cei care au niște efecte negative, bănuiesc mai așa alte probleme. Bănuiesc, nu știu. Probabil mulți fac alergie și la penicilină, care le fac testarea, la sau la... Da, unii se tem de aceste reacții adverse, neplăcute, alții invocă tot soiul de fantasmagorii. Ați auzit și dumneavoastră, ați mai citit? Citesc, mă uit la televizor și văd. Nu, și panica asta creată, lumea o... Și mulți chiar nu pricep, nu știu prea mult așa. Că nu știu ce meserie ați avut? Eu am fost șef de colană, pedagog, mai multe funcții, am un liceu. Și vă informați, obișnuit să vă informați, nu? Automat. Sunt mulți care se uite ca așa, degeaba. Și panica sau vorba asta între la unul la altul, chiar așa cum mie îmi ceau niște șoferi. Și șoferul, tot pe autobuze, dar nu la bolan. Eu nu mă duc la Gigi să fac, nu fac. Treaba voastră, fiecare. Ce motiva? Nu vor, nu știu. Ce motiv? Bănuiesc că se gândesc că mor mai bine, dar nu cred eu că dacă se întâmplă la cineva treaba asta, probabil că au alte probleme, nu știu. Ați avut vreo ezitare? Nu. Deci ați fost de la bun început? Cine mi-a zis, nu, n-am avut nicio ezitare. Eu cred că ar fi o soluție foarte bună în viitorul apropiat ca medicii de familie să-și poată vaccina cei care doresc, pacienții direct în cabinetul de medicină de familie. Și mă gândesc la faptul că atunci când există o doză, există două doze care se pierd dacă nu sunt folosite. Am desfăcut flaconul care are 6 doze și să zicem că ultimii programați în platformă sunt în număr de 3-4. 2 sau 3 doze se pierd. Sigur, noi ne-am... Am încercat să nu aruncăm. Nu. Am chemat fie din ziua următoare, fie am găsit o soluție împreună cu epidemiologul șef al județului să chemăm o persoană care se încadra ca vârstă, ca afecțiuni cronice. Deși nu reușise să se înscrie pe platformă. Aici a fost un caz, două au fost, pentru a nu arunca acele doze este... Nu este normal să ai la dispoziție o doză de vaccin și să nu o folosești, să preferi să o arunci decât să o folosești pentru cineva. Mi se pare că nu este normal acest lucru. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da. Ați așteptat, nu, să apară vaccinul? Și când ați aflat că vine vaccinul? Am așteptat să apară vaccinul în primul rând și m-am fost printre primii probabil care m-am programat. De-aia am așteptat. Cum adică? Se rupte oameni de valoare, oameni mari. Pregătiți, care și bine că l-au scos. Era jade, se duceau mulți cu ocazia asta. Oamenii ce zic? Vor să se vaccineze sau un procent e reprezentat și de cei care în continuare, încă se mai tem? În continuare, dorința de vaccinare există. Oamenii își manifestă dorința de a fi vaccinați și asta este un lucru foarte bun. Poate scăpăm de pandemie. Cazuri de efecte adverse ați înregistrat aici și care ar fi acestea sau ar fi un acestea? Singur caz înregistrat care a fost minor, deci fără efecte majore, adverse. De curând, luna trecută, a fost vaccinată o doamnă de 69 de ani care a doua zi după vaccinare a prezentat niște dureri musculare, dureri osoase, fiind și cu alte afecțiuni cronice, printre care diabet, zaharat, insuficiență cardiacă, ele puteau fi puse și pe seama celor alte boli cronice, dar aceste efecte minore au dispărut după 24 de ore și este foarte bine acum. Campania de vaccinare i-a pus la drum pe cei care vor să se vaccineze și nu găsesc un loc în localitatea unde domiciliază. Așa se face că locuitori din marile orașe ale țării au fost nevoiți să urce în mașină și să călătorească pe distanțe de sute de kilometri până la centrul de vaccinare unde au fost programați. Deseori acest centru fiind deschis într-un sat de care nici nu auziseră până atunci. Dacă îmi permiteți să fac această remarcă, sper că îmi permiteți, campania de vaccinare a creat o nouă formă de turism intern, turismul vaccinal. Aveți idee cam câți s-au vaccinat de la deschiderea centrului și până astăzi?
aproximația? În centru de vaccinare aici, în Vernești, 2500 aproape, se vede în registru. 2500, da. Unii veniți și din alte județe, din Buzău, da, inclusiv din București, inclusiv din Târgoviște, Ploiești, Brăila, județul Brăila, au venit destul de mulți. Și toate colțurile din județul nostru. N-ar fi venit, n-ar fi avut niciun motiv serios să vină la Vernești, dar iată nevoia de a-și face vaccinul anticovid i-a pus la drum și au reușit să viziteze și Verneștiul cu ocazia aceasta. Aici au putut găsi. Din 15 martie, românii au intrat în etapa a treia a campaniei de vaccinare. Oricine dorește poate fi vaccinat, cu condiția să se înscrie pe platforma oficială și să găsească un loc liber la un centru de vaccinare. Dacă dorim sau nu să ne înscriem, este exclusiv alegerea fiecăruia dintre noi. Potrivit datelor oficiale, numărul cazurilor de pacienți cu COVID-19 este din nou în creștere în România. Nu mai rămâne să spun decât atât, să fim sănătoși! Acum o lună de zile, la recomandarea domnului academician Victor Lăcătuș, am ajuns la Băneasa de Giurgiu, la o fermă horticolă. Am descoperit, la doar câțiva kilometri de București, 24 de solarii moderne care vor produce legume cu gust doar în sistem ecologic. Dragoș Apostol, coordonatorul acestui proiect de peste 2.200.000 de euro, proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, ne-a dezvăluit că reușita unei astfel de întreprinderi se bazează pe școală, multă muncă și seriozitate. Să le luăm pe rând. Dragoș este absolvent al Universității Agricole. În timpul facultății a obținut o bursă în Marea Britanie. A întrerupt școala și a stat mai mult în serele englezești, unde a muncit și s-a specializat. A fost o experiență foarte bună pentru mine, ca om, în primul rând, pentru că m-am dezvoltat acolo personal, am înțeles ce înseamnă munca, ce înseamnă seriozitatea, alte principii. În România, în anii 90, 94, 95, eram încă... funcționam după alte principii. Mi-a deschis capul pe românește, Anglia, în perioada aia. Coroborat cu ce mai știam și de la facultate, cu ce tehnologie am văzut la ei acolo. Ți-a folosit școala făcută în România atunci când ai ajuns acolo? Bineînțeles, bineînțeles. Nivelul lor de pregătire științifică nu este fabulos, nu este extraordinar. Ba dimpotrivă, aș putea să spun chiar că este limitat. Dar există niște limitări bune, în sensul că oamenii sunt foarte specializați pe anumite activități. Și pe lucrurile pe care s-au specializat, acele lucruri chiar știu să le facă bine. La noi exista conceptul general valabil, domnule, să știm cât mai multe lucruri și învățământul așa era promovat. Să... Performanța, în schimb, nu vine din a ști foarte multe lucruri vag, ci vine din a ști punctual anumite lucruri și a ști să le faci foarte bine. Întors în țară, Dragoș a terminat studiile, dar nu s-a angajat în producție. De ce? Până în anii 2007-2008, perspectiva de a face agricultură, de la zero, plecând de la zero, doar cu bagajul de cunoștințe, nu era o perspectivă foarte luminoasă așa, sincer. Agricultura, știe toată lumea că are nevoie de un sprijin financiar destul de solid la început pentru a starta o activitate. Iar acest sprijin solid pe care l-am identificat în fondurile europene a venit mai târziu. M-a ajutat foarte mult să-mi clădesc o idee și pe baza acestei idei să dezvoltăm proiectele din cadrul cooperativei. Am consolidat, practic, informația pe care am acumulat-o în anii precedenți și am pus-o pe pământ, cum vezi și tu aici, în fermă. Am susținut întotdeauna că noi ne-am dezvoltat datorită acestor fonduri europene, că dacă nu le aveam, probabil că nu exista nici ce avem acum în agricultura românească. Dar tot timpul am simțit o reticență a micilor fermieri. Este normal, Dana, este normal. Deci este un proces birocratic, în primul rând. Iar fermierii sunt oameni simpli care
cunosc meseria lor de fermier. Când încep să le povestești pe hârtii, hârțoage, procese și așa mai departe, e pierdut. Pentru că n-au timp și nici starea mentală să poată să analizeze, domnule, există o oportunitate să facem proiecte pe fonduri europene. E destul de complicat pentru ei. Ce înseamnă asta cu contabila, cu consultantul, cu proiectantul? Și atunci numai o parte dintre ei au fost capabili, care au avut un nivel de knowledge mai ridicat, de cunoștințe mai ridicat, să acceseze fondurile europene. După care a venit puterea exemplului. Ceilalți fermieri, văzând faptul că vecinilor s-au dezvoltat cu fondurile europene, au zis, dom'le, e momentul și noi să interferăm cu subiectul ăsta, să vedem de unde îl apucăm. Și așa au crescut lucrurile, practic, și interesul pe fondurile europene. La început a fost destul de modest. Dragoș Apostol a pus pe hârtie și în practică foarte multe proiecte europene. S-a întâlnit și a colaborat cu tot felul de oameni. Iar după toți acești ani de activitate, vă poate spune care este secretul unei afaceri de succes cu finanțare europeană. Seriozitatea și atenția la detalii. Orice lucru care este făcut superficial generează, nu poate să genereze decât pierdere de timp și de bani. Ești în domeniu de foarte mult timp, începe o nouă etapă a politicii agricole comune, se schimbă foarte multe lucruri în politica agricolă comună. În ce să se investească mai mult bani? Dacă mă întreb pe mine, în zona de horticultură, aici sunt două categorii de afaceri. Sunt afacerile mai mici, afacerile de familie, care sunt afaceri de succes până la urmă, pentru că se bazează pe implicarea membrilor familiei și veniturile familiei respective vin strict din activitatea lor horticolă de zi cu zi. Și asta a dovedit de-a lungul timpului, că este ok, este profitabilă. Deci vorbim de o fermă de dimensiune mică spre medie, ferma de familie. Și o a doua categorie aș numi-o de ferme industriale. Iar având în vedere situația în care România se află în momentul de față, că este importator net de mâncare pe anumite segmente, fermele industriale, după părerea mea, ar trebui să se constituie în continuare ca o prioritate de grad zero pentru Ministerul Agriculturii din România și pentru instituțiile abilitate, celelalte instituții abilitate, în paralel cu dezvoltarea nucleelor pe fermele de familie. Este important să ne modernizăm producția, să mărim capacitățile pentru a reuși să găsim pe piață produse cu gustul de altă dată. Și dacă sunt și ecologice, cu atât mai bine. Noi avem niște structuri individuale aici. Dar de ce nu serămare? Tocmai din cauza faptului că am decis să facem bio și am ajuns la concluzia că într-o seră bloc este aproape imposibil să faci o cultură bio. Culturile bio sunt strict făcute pe sol. În serele bloc ar trebui practic să folosim solul respectiv și blocul acela de seră pentru o singură cultură, în cazul în care ar apărea un risc de infestare sau infectare cu boli, agenți și așa mai departe, am fi foarte vulnerabili. Iar producția pe care o obținem aici pe sol, pe care îl fertilizăm permanent cu compuși organici, prin recirculare a materiei organice din sere, cu compuși organici din zonă, cu materie organică din zonă pe care o compostăm în spate pe o platformă și așa mai departe, ne creează nouă sentimentul ăla de tradițional, natural, 100%. Sunt încălzite. Pentru încălzire utilizăm paiele din zonă, integrăm practic resursele locale din imediata noastră apropiere. În fiecare adică an... Adică aveți o centrală de aia în care poți să vii cu da, un balot în care băgăm paie. Un baloț de paie, da. Mm-hmm. Și le încălzim cu paie. Au putere calorică suficientă? Da, pentru... paiele au aceeași putere calorică ca lemnul. Da, sunt foarte ok. Cu o singură condiție, să fie păstrate în condiții de umiditate cât mai scăzută. Și îngrășământul? Faceți compost? Se găsesc acum și forme din astea de compost peletizat, acreditate ecologic, care îl folosim la fertilizarea de bază. Adăugăm și noi toată materia organică pe care o compostăm aici.
Chiar am vorbit și cu un pădurar din zonă să ne lase să tocăm niște biomasă lemnoasă, să adăugăm în compost. Și în felul ăsta noi conservăm solul și îl menținem într-o formă bună și activă an de an. Prin aport de materie organică. Numai prin aport de materie organică. Trebuie specialiști aici, multă forță de muncă. Asta generează costurile mai ridicate, exact. Pentru că folosim foarte multă forță de muncă umană. Inputurile sunt mai scumpe, clar, iar producțiile cantitativ sunt semnificativ mai mici în tehnologia asta de cultură. Sunt semnificativ mai mici pentru că noi nu forțăm plantele. Plantele cresc în ritmul lor natural, acumulează acele principii nutritive într-un ritm normal, natural, de-aia sunt și mai sănătoase, sunt mai gustoase. Asta cu siguranță. Dar voi cum faceți față concurenței din afară? Se importă destul de multe produse fresh, organice, care, din păcate, au demonetizat un pic conceptul ăsta de organic, pentru că nu sunt de foarte bună calitate. Adică se importă produse din Spania sau din Grecia, care, deși sunt certificate organic, când le mănânci, gustul lor nu este cel pe care l-ai aștepta. Și aici vorbim despre genetica pe care o folosesc ei, o genetică care trebuie să fie rezistentă la păstrare, rezistentă la transport, cu foarte multă celuloză, concentrație de celuloză în fruct, și din nefericire calitatea produselor nu este grozavă. Ele nu au cum să vină fresh în România, în primul rând, pentru că logistica de transport implică cel puțin 6-7 zile de la momentul recoltării până ajung pe rafturile din România. Asta în cel mai fericit caz, 6-7 zile. Poate să fie și, poate să fie și 10, 12, 14 zile până ajung pe rafturile din supermarket. Ei, și ca să reziste la intervalul ăsta uriaș până la urmă de timp pentru transport și logistică, ei cultivă niște varietăți, niște hibrizi de tomate, de care sunt, din punct de vedere organoleptic, foarte, foarte slabe. Noi ce recoltăm astăzi, vindem a doua zi sau chiar în aceea zi. Un fermier care produce legume în peste un hectar jumătate de solarii este obligat să-și facă singur răsadurile, drept pentru care Dragoș Apostol și-a rezervat un spațiu special pentru această activitate. În România nu există producători de răsaduri certificate ecologic. Nu există. Noi când am deschis activitatea la fermele de la Uzunu, a trebuit să importăm tot răsadul din Grecia de la un producător care obținea un certificat care să ateste faptul că răsadul este ecologic. Bineînțeles că toate proiectele noastre au în cadrul fiecărui proiect, de fapt, există o răsadniță, cel puțin o răsadniță, pentru producția de răsaduri, pentru cultura proprie. Dar având în vedere nivelul de automatizare pe care l-am accesat, practic, o să putem să producem răsaduri altoite. Și simple și altoite. Și ca pentru... o mare căutare, nu de alta. Da, în special pe pepeni e nebunie. Da. E cerere foarte mare și la fel, sunt foarte multe care vin din import. Și începând de anul viitor vom produce și noi răsaduri altoite pentru test. Îți trebuie pentru un aparat special. Da, avem un... acum trebuie să ne ajungă din Spania un roboțel care practic altoiește răsadurile. Răsadnița este dotată cu o cameră de germinare pe care o folosim și pentru calusarea răsadurilor altoite. În camera asta de germinare putem să controlăm strict umiditatea și temperatura și acolo vom face practic, facem germinarea semințelor când semănăm. Imediat după semănare băgăm practic tăvițele în germinare și după altoire răsadurile se introduc pentru maxim 48 de ore în aceeași incintă, cu atmosferă controlată. Merită investiția într-o răsadniță de asta pentru o fermă atât de mare? Nu știu dacă a merita este verbul potrivit. Meritat, este obligatoriu. Am înțeles. Este obligatoriu. Scade costurile. Scade costurile și riscurile. Mm-hmm. Pentru că există un risc foarte mare să-ți produci răsadul în altă parte, să-ți aduci aici niște plantuțe bolnave sau cu probleme fitosanitare, care să-ți infecteze, practic,
zona de cultură. Și atunci este catastrofă. Dar cum crede Dragoș Apostol că se poate construi un sector horticol puternic în România? Lucrurile cred că ar trebui să stea în felul următor. Ar trebui făcut o analiză inițială foarte sau cât mai exactă vis-a-vis de situația în care ne aflăm, care sunt principalele probleme pe care le întâmpină fermierii în România. Probleme reale, pentru că mai apar, să știi, și probleme false. Și plecând de la informație, problema este că în România, din păcate, ne mai există aceste structuri de stat care să genereze o cantitate de informații și corectă, informație corectă. Și pentru minister, pentru instituțiile centralizate, este destul de dificil să ia niște decizii. Poate ar trebui să se lucreze mai mult pe zona de organizații de producători mari la nivel național sau asociații de cooperative sau asociații de producători care să fie stimulate de statul român să ofere, în baza unei subvenții pe care ar primi-o anual, o cantitate de informații care să permită factorilor de decizii să ia o decizie în cunoștință de cauză. Dacă pleci de la premisa că faci tu ce ar trebui să faci, nu este corect. Este corect doar în momentul în care știi care este situația în momentul respectiv. Și asta se poate obține de la producători, dar nu de la producători individuali, ci de la asociații de producători, asociații de cooperative, asociații de grupuri de producători și așa mai departe. Forme centralizate cât de cât. Și prin implicarea, bineînțeles, la nivel de direcții agricole, centralizarea pe județe, ar fi o chestie foarte, foarte utilă pentru managementul Ministerului Agriculturii. Asta e prima etapă pe care o văd eu. După care, o analiză cu porțile deschise, în care reprezentanții fermierilor să stea la masă cu autoritățile. Și să fie proces, un dialog, nu un monolog. Exact, nu monolog. Un dialog real. Nu un dialog închistat de frică, teamă sau anumite interese. Pur și simplu un dialog real. Dintr-un dialog real, chiar dacă mai apar scântei, țipete, urlete și așa mai departe, se poate construi. Da, emană acea doză de sinceritate. Și acea doză de sinceritate este foarte importantă într-o construcție viitoare. Informații corecte, tehnologizare, digitalizare, cercetare susținută, finanțări naționale și europene, infrastructură modernă, contracte și prețuri corecte, responsabilitate și profesionalism. Iată doar câteva dintre ingredientele succesului în horticultură. S-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în anul 2050, fapt care va presupune o transformare a societății și economiei Europei. În ce fel această foaie de parcurs europeană își va atinge scopul final și cu ce costuri, rămâne să observăm în anii următori. Acțiunile propuse includ consolidarea zonelor protejate din Europa și refacerea ecosistemelor degradate prin dezvoltarea agriculturii ecologice, reducerea utilizării pesticidelor și a riscurilor acestora, precum și plantarea de copaci, cum se afirmă pe site-ul Consiliului Europei. Așa cum v-am promis duminica trecută, astăzi vom analiza dintr-o fermă românească ce culoare are acest pact european dintr-un areal geografic al Uniunii Europene. Și, pentru că este vorba de Dobrogea, ne este gazdă și interlocutor domnul doctor inginer Dumitru Manole, cel care de peste 5 decenii dă ora exactă în agricultura dobrogeană și este în măsură să ne arate o dimensiune a timpului și a timpurilor. Macro și microclimatul Dobrogei, această rezervă nemaipomenită pe care o are România de 800.000 de hectare, la care de teren arabil, la care mai adăugăm și pășunile naturale. Și aici vezi, am și eu câteva remarci de făcut, că nu le-am făcut mai niciodată, dar sunt foarte, foarte gânditor. De ce?
pentru că pe lângă cele 800.000 de hectare ale Dobrogei, în județul Constanța, mai sunt, după datele statistice ale Direcției Agricole de Dezvoltare Rurală, numai în județul Constanța, dacă nu mă înșel eu, în jur de 120.000 de hectare de pășuni naturale, unele cu roca la suprafață, care, scuze-mă, te rog, dar sunt părăsite. Când spun sunt părăsite, nu mai aplicăm niciun fel de lucrări de întreținere pe aceste pășuni naturale. S-a instalat o vegetație spontană, mă refer la flora respectivă, mai mult cu bruien, specifice al dată pentru aceste ținuturi, e vorba de ciurlan salsola soda și nu mai aplicăm îngrășăminte, nu mai aplicăm alte lucrări de întreținere, iar aceste terenuri sunt pur și simplu, dacă vreți, lăsate în seama UAT-urilor, trebuiau să le dea la crescătorii de animale. În zona aceasta au dispărut taurinele, au rămas numai ovinele. Iată o rezervă care nu e fostă. Dar ca să revin la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, stimate domnule Marius Gavilă și telespectatorii postului TVR 1 Viața Satului, încă de prin anul 1992, dacă mi-aduc bine aminte, da, la al 16-lea Congres de Știința Solului, Norman Borlaug, singurul inginer agronom laureat a Premiului Nobel, avertiza la acea vreme că părăsirea tehnologiilor în cultura plantelor, aplicarea de pesticide, tratamente și celelalte, sunt foarte păgubitoare și domnia sa în acei ani avertiza că lipsa de hrană duce la haos, la foamete în societăți. De asemenea, aș vrea să mai fac câteva aprecieri, să fiu iertat de cei care privesc și ascultă. Aș face o referire la faptul că populația Terei era de 7 miliarde de locuitori în 2011. Tot oamenii de știință, în 2050, ne avertizează că populația Terei va ajunge la 9 miliarde de locuitori. Tot oamenii de știință, cercetătorii, în special Lester Brown, de la înălțimea catedrei domniei sale, președintele World Watch Institute de la Washington DC, ne avertiza că deocamdată populația Terei asigură cam 70% din alimentație. Dar, și aici este un mare dar, vreau să mai intervin cu câteva precizări. Agricultura convențională asigură securitatea alimentară a Terei în proporție de 70%. Agricultura conservativă este un aliat al nostru. Dar în anii care urmează, va trebui să ne axăm pe biotehnologii, astfel încât să asigurăm hrana planetei albastre, că de fapt așa se cheamă Terra, da? Planeta albastră. De ce? Aproximativ 74% din suprafața Terei este acoperită de ape, dat fiind acest fapt, se cheamă planeta albastră. Și numai 24%, da? Din acest 24%, numai 6,5% asigură hrana Terei. Și din acest 6,5% face parte și Uniunea Europeană cu procentajul... Exact. Acum, ce vreau să mai adaug la această chestiune? De fapt, noi ce facem? Lucrăm acest sol să producem cât mai mult, ca fiecare metru pătrat de sol, și România, har Domnului,
avem 4500 de metri pătrați pe cap de locuitor de teren arabil. Iar în Dobrogea avem 6000 de metri pătrați de teren arabil pe cap de locuitor. Deci, iată că ne-a înzestrat natura, se spune, cu această bogăție imensă pe care noi avem datoria să lucrăm, pentru că nu luăm cu noi și toate eforturile care le facem, le facem pentru a produce hrană. Dar iată că acum importăm carne, după statisticile care se dau, în jur de 720 de milioane euro numai carne de porc. Am distrus cu obstinație livezile. Aș vrea să privim această importantă problemă. Evident, încălzirea globală a determinat schimbările climatice. Iată, anul trecut, anul 2020, ne-a demonstrat că avem de acum, dacă vreți, un barometru. Am ținut în 2017 prima conferință la nivel național cu adaptarea tehnologiilor la schimbările climatice. În 2007 am ținut simpozionul cu Dobrogea în contextul deșertificării. Și atunci am tras primul semnal când am spus că este imperios necesar să reactivăm proiectele de irigații, să plantăm perdele forestiere. Amintesc că până în anul de grație 65, când au început aplicarea proiectelor de irigații în Dobrogea, cu cele 180.000 de hectare în zona Carasu, am defrișat perdelele forestiere, care numai în județul Constanța, în acea perioadă, erau în suprafață de 4.084 de hectare, ca să redăm terenul agriculturii aplicându-se proiectele de irigație. Perdele forestiere care, prin decret reglal, au fost plantate în anul 1921, prin regele Ferdinand, întregitorul, iar în Bulgaria, și acum cine merge cu automobilul spre Albena, poate să vadă perdelele forestiere plantate de inginerul Gheorghiu Marin Drecea. Fiele țărâna ușoară. Și noi le-am desființat. Au început și proiectele de irigații pe care cu, iară cu aceeași mare obstinație, în 30 de ani, de la 90 încoace, au dispărut și sistemele de irigații, parcă n-au existat instituții statale. Pentru că un sistem de irigații de 419.000 de hectare care era în județul Constanța nu se distruge într-o noapte. Vezi, nu pot să uit treburile acestea pentru că le-am trăit și scuză-mă, asta e. Acum eu la 83 de ani mă gândesc la generațiile care sunt în urma noastră și care cu tot respectul lucrează pământul acestei țări în ideea de a produce cât mai mult. Dar mă întorc chiar la areale geografice. Nu pot să aplic aceeași tehnologie, când spun tehnologie, mă gândesc la toți factorii care concură la producția agricolă și la nivelul unei producții, a unei culturi care o avem în structura exploatațiilor agricole din România, nu pot să merg sine die de la Valea Loarei și Valea Rinului până la malul Mării Negre. Nici aici, în județul Constanța, nu e același macro și microclimat în zona costieră cu vestul județului Constanța, mă refer de la Adam Plisi până la Ostrov, granița cu Bulgaria. Microclimatele și macroclimatele sunt diferite și am demonstrat-o chiar în anul 2020. Noi aici trăim fără irigații și har Domnului au promis, se promite și acum. Am mai auzit și mă gândesc așa la
cele trei sugestii, de fapt, vor deveni obligatorii. 2021-2022, tranziție, și intrăm 2023-2027 în aplicarea programului Green Deal. Să reducem consumul de îngrășăminte, să reducem consumul de pesticide și să lucrăm organic, adică convențional. Discutând de areale geografice, factorul atmosferic. Una sunt precipitațiile, dar în zona costieră, aici la Amzacea, care pleacă de la Agigea și merge până la, în apropiere de granița cu Bulgaria, la Negru Vodă, am avut cele mai puține precipitații în anul de grație 2020. Adică, așa cum v-am mai afirmat, acestea nu au fost mai mult de 164 de milimetri pe toată perioada de vegetație, atât am avut. Iar pe tot anul, așa cum v-am afirmat, în jur de 260 de milimetri. În timp ce, de la Adam Clisi la Ostrov, a avut alt regim pluviometric și alt regim termic. În această zonă, acest areal geografic al județului Constanța, factorii sunt diferiți. Legat de acest lucru, avem agenți patogeni, agenți de dăunare diferiți. Și eu o să fac referire. Avem aici Danimecus dilaticolis, GIL, în Constanța, unde numărul de adulți depășește PED-ul de 3-4 adulți la metru pătrat și ajunge undeva la 12. De ce? Nu mai avem iernile care erau și datorită schimbării factorului climatic, acești patogeni au devenit mult mai agresivi. Și atunci eu nu pot să merg cu reducerile consumului, vezi, de pesticide, cum merg în, hai să dau niște exemple, în Italia, Spania sau Germania. Pentru că, vedeți, nu există acești dăunători. Unii din țările la care am făcut referire se uită în cărți să vadă cum arată Tanimecusul sau cum arată Zabrus tenebrioides. Sau, dacă luăm și Anoxia villosa, el e deja cantonat aici. În acest fel, trebuie să aplicăm politici diferite pentru areale geografice diferite. Aceasta este rugămintea mea pentru cei care au condus și conduc agricultura României. Avem Academia de Științe Agricole Gheorghe Ionescu Sisești. Cercetarea trebuie să fie, și pe această cale îi transmit respecte deosebite președintelui Academiei de Științe Agricole și silvice Gheorghe Ionescu Sisești, profesorul Valeriu Tabără, care sigur că este destul de aplicat asupra ce se întâmplă cu ceea ce va trebui să facem pentru a rezolva problema Green Deal-ului. Și ca să fiu mai explicit, de 3 ani de zile, în cadrul Academiei de Științe Agricole Gheorghe Ionescu Sisești, cu sprijinul Academiei și a profesorului Valeriu Tabără, s-au făcut cercetări privind Tanimecus ăsta dilaticolis, care de ani de zile mergem cu căciula în mână la Comisia de Agricultură a Uniunii Europene să obținem derogări. S-au făcut cercetări și s-a văzut că problema neonicotinoidelor, care s-ar duce la distrugerea populațiilor de Apis mellifera, de albina domestică, nu au nicio influență. În 3 ani de cercetare, prin proiectul ADER, care s-a făcut cu sprijinul doamnei Carmen Mincea, cu a lui Emil Georgescu, entomolog la Institutul Național Cercetare Dezvoltare Fundulea, și nu s-au găsit în toate fenofazele de creștere ale și evoluția florii soarelui, cât și în produsul finit miere, nu s-au găsit neonicotinoide. În laboratoare, care nu există în România,
ca să nu facem partipriuri cumva, că s-au făcut nu știu ce chestiuni cu falsuri, la laboratoare din Germania și din Bulgaria. Și s-a găsit că nu există reziduu. Există un mare paradox. Care e paradoxul? Paradoxul este că prin netratarea semințelor de floarea soarelui, producătorul agricol este obligat să-și apere investiția. Și atunci aplică tratamente terestre. Și atunci ce facem? Atunci poluăm mediul cu diverse insecticide, că sunt, n-au ieșit încă din sfera interzicerii, cum ar fi lambda cihalotrinul, dau o denumire la o substanță. Și atunci aplicăm tratamente terestre, nu odată, trebuie să aplici de mai multe ori ca să poți să salvezi investiția, că ai cheltuit bani cu pregătirea terenului, cu sămânța, nu? Sunt costuri. Și atunci ce faci? Poluezi atmosfera și mediul cu aceste tratamente terestre. Că ești obligat să salvezi cultura. Și mă întorc, nu e mai ușor să tratezi sămânța, dovedindu-se, cercetarea dovedind, că nu există riscuri la tratamentul seminței cu neonicotinoide. Dar eu cred că reprezentanții Ministerului Agriculturii vor găsi pașii necesari spre cercetarea agricolă din România și să prezintă aceste cercetări la Comisia Europeană pentru Agricultură și la Consiliul Europei. Acesta ar fi una din ecoschemele care urmează să le aplicăm în perioada care urmează. Stimate domn, am încredere că n-am vorbit degeaba astăzi și că cercetarea va fi luată în considerație. Asta este marea mea încredere. Și că mai departe vom aplica acest Green Deal în funcție de arealele geografice ale fiecărei țări și în cadrul țării pe areale geografice diferite. Domnule director, aflăm în localitatea Satu Mic la un mic fermier, dar un fermier care dovedește că să pot face și investiții. În județul Harghita, Satul Mic, vă prezint o fermă de familie de vaci de lapte, unde se obțin lapte de calitate din zona de munte a părții Harghitei și este o fermă cu gospodărire integrată, inclusiv gunoiul de graj este refolosit și cu toate, respectând toate cerințele de GAIC. Înțeles. Bun. Hai să-l și cunoaștem. Vă salut. Mă bucur să vă cunosc. Viorel Popescu, numele meu. Chișiștan. Domnul Ișvan. Da. Așa. Chiar le spuneam prietenilor mei când am făcut stânga, zic, uite aici ce frumos e organizată partea asta de utilaje, da, de tractoare, utilaje, și după aceea mi-a spus domnul director că sunt ale domnului Ișvan. Da. Avem 5 tractoare cam nouți și toate utilajele ce ne trebuie ca să facem furajul și toate culturile ce ne trebuie să facem pentru animale. De câți ani vă ocupați de zootehnie, domnule Ișvan? De la... după Revoluție am făcut această afacere împreună cu tatăl meu, cine era aici în grajde, a fost CAP-ul ca operator de artificială. Da. Și după 2005 a fost cumpărat grajdul ăsta de vaci și după la suntem aici. Împreună, deci asta este afacerea domnilor voastre, afacerea de familie. Da. Împreună cu tatăl tău, nu? Da. Și cum a crescut așa de-a lungul timpului? După Revoluție am
primit două vaci ce a fost cumpărat de la CAP și acasă eram, am avut trei vaci și din asta, deci începutul a fost cinci vaci și după ăla am crescut. Ați devenit fermieri din toată regula, nu? Da, da, da. Acum avem cam 100 de vaci, de fapt producem vaci de lapte și e o afacere destul de bine. Mă apreciam ce curățenie este la dumneavoastră aici, da, în fermă. Da, da. De fapt, după ce ne terminăm programul, ne facem curățenie și ne pregătim grajdul după amiază să fie făcut cum ne trebuie și când ne venim aici la ora 3, când începem iarăși programul, e tot pregătit și iarăși facem furajare și pregătim vacile pentru mus. Avem tabulețe liberă și e un grajd modernizat. Faptul că 70%, poate dacă nu 80% din animale, pur și simplu se odihnesc. Asta înseamnă că au tot ceea ce le trebuie. Da, e foarte important că după mâncare să aibă fiecare animal loc liber și, de fapt, produce lapte. Deci, acum ne lasăm animalele în pace și după ora începe de program, atunci ne legăm aici și putem să procedăm în grajdă ce ne trebuie. Ai și bălțată românească, ai și Holstein, da. Și roșu și negru. Da. Deci în procent 50% avem bălțată românească și 50% Holstein friz. Ce efectiv de vaci ai astăzi și câte sunt în producția de lapte? Avem efectiv 50 de vaci care ne mulcem și restul este tineret. Și genetica de unde ți-o asigură? Noi ne facem, de fapt, montarea artificială aici în grajd. Semințe pentru asta ne cumpărăm de la Semtest. Mulsul de două ori pe zi? Mulsul ne începem la ora 6 și tot 6 după amiază. Tu însă ai mers și pe bălțată, dar probabil ai vrut să-ți mărești cantitatea de lapte. De lapte, așa. Pe Holstein. Da, da, da. Asta sunt de ai mei. Când am avut 3-4 din Holstein și fiindcă nu putem să valorificăm femei obținute, de aceea asta pentru noi este un rasă progresiv. Deci de aceea ținem atât de mult. Asta e afacerea voastră, nu? Da, da. Zootehnia. Așa. Câți oameni lucrează la voi în fermă? Avem o fată cine ajută la mulți și avem un tractorist. Tata? Și acum este activ tatăl, deci vine aici la mulți dimineață, începe mulțul și eu vin mai târziu. Da. Da, un model de familie, de afacere familie, care funcționează, văd, foarte bine. Funcționează aici, însă depinde de oameni, oameni care se țin de această treabă și aș dori să fie mult mai mult și să fie totuși o agricultură care să fie conștient programată. Trebuie să știe omul ce vrea și atunci, dacă scopul e îndeplinit, înseamnă că merge afacere. Da, păi asta e o investiție importantă, mai ales la nivelul tău. Investiția asta a fost în anul trecut, 2020, și deci acum un an ne folosim. E o ușurință pentru noi, fiindcă procesarea cu gunoi este foarte mare lucru. Deci am simțit că dacă nu facem ceva cu acest gunoi foarte mare, atunci... Să nu aveți probleme în viitor. Da, da, da. Avem un raclor care trage aici gunoi. Aici atrage toate, da? Deci toate dejecțiile aici vin. Da. Și aici este raclor secundar care trage acolo unde avem un depozit de zi unde este tocat și amestecat după ce este trimis acolo în groapă care are o capacitate 1200 de metri cub. Acolo mai ai și motorul care mai amesteci. Da, dar când transportăm la teren, atunci e amestecat și după la transportăm.
Cât stă gunoiul de grajdă în bazin? De fapt... Când e pregătit să poți să-l spui că îl dai pe teren. Trebuie să ținem 7 luni de zile și după la putem să ducem la pământ. Dar teren cât lucrezi? Avem cam aici 40 mai, de hectare pe arabie și avem fân decosit cam 50 de hectare și avem și pășune aici în jurul grajdului. Asta este o investiție importantă. A strâns banii an de an? Nu. Nu, a fost făcut din bani propriu. Da. Nu era o investiție ușor făcut, dar am simțit că trebuie să facem asta, că fără asta nu putem să mergem mai departe. Sala de mulți, asta probabil că a apărut odată cu dezvoltarea fermei. Da, după grajd a fost o investiție foarte mare asta. Este o sală de tip brăduleț. Putem să mulgem odată 8 vaci și ne place foarte mult că facem mulțul în loc curat și higienic și putem să producem lapte foarte... foarte bun, de bună calitate. Calitate. Și laptele? Cum faceți? Îl dați la un procesator în fiecare zi? Da, fiecare zi vine acea mașina procesatorului și duce în fabrică. 2x4, nu? Da. Tip brăduț? Da. Și da. Cât durează, de exemplu? Mulțul ne facem cam o oră și jumate. Vine aici 4 animale, pregătim pentru mulgere și după mulț, lapte, după fiecare serie, pompa duce la tank. La tankul de răcire. De răcire. Prețul? Unul mulțumitor? Primim un preț destul de bun după mine. Totuși în zonă funcționează foarte bine cooperativ. Nu te-ai niciodată să te... Niciodată nu am vrut să acoperez, fac parte din acest cooperativ. Înseamnă că prețul pe care tu îl primești pe lapte e mulțumitor și îți asigură totuși o marjă de profit ca să poți să mergi în continuare. Da. Ce suprafață e aici pe fermă, unde ai grajdu, salată, mulți? În jurul fermei avem teren pentru fân de cofit și avem pășune pentru animale ce ne ținem aici în fermă și tineret avem un pășune montană cam 10 hectare și acolo ne ținem. Partea de furajare, doar voi o faceți? Da. Și cu tati. Da. Copii ai? Da, am un băiat și o fată. Ce vârstă? 17 ani are băiatul și 12 ani fată. Să vă trăiască. Da, mulțumesc. Foarte bine. Dă semne vreunul dintre ei că ar vrea să continue ceea ce faci tu și cu tati? Încerc să convinge așa? Da. Departe, da. O să vedem că ce ne facem. N-ai accesat niciodată fonduri europene? Am accesat am avut un proiect în 2014 și am accesat un proiect din care am cumpărat un tractor. Și nu te-ai gândit că ar fi necesar să mai accesezi? Cum să nu? Da? Da. Dacă pot să fac un proiect, atunci sigur că acces. Întreb, ai avea nevoie de ceva? Toată lumea are nevoie de ceva în ziua de azi, nu? Și normal să aibă, deci să aibă obiective și să se dezvolte, că asta asigură supraviețuirea. Te gândești să-ți mărești efectivul de animale sau te oprești undeva aici? E plafonul acum, așa simt. Mai am totuși două întrebări. Care este producția medie la tine, având efectivul ăsta mixt? După în vacă ne primim cam 17 litri. Litri. Da, asta e media pe fermă. Da. Ultima investiție a voastră, a familiei? A fost cumpărată în anul trecut și folosim pentru presarea fânului și cosirea. Ce putere are? 100 și cât? Are 120 de cai. 120 de cai și suficienți pentru ce-ți trebuie ție în fermă. Da. Uite și presa asta fantastică, fără care nu poți, nu? Da, și asta a fost cumpărat în anul trecut, fiindcă are capacitate foarte mare și tocuiază fânul, de aceea ne placem. Și e mai ușor cu ăsta să facem balot. Bun, dar în momentul în care tu te gândești
cu tatăl împreună și spune, avem nevoie de o presă, avem nevoie să mai luăm un tractor nou. Bănuiesc că ați făcut o linie de credit, nu? Ca să dați banii în câțiva ani de zile înapoi. Nu prea folosim credit. Din asta, de fapt, sunt... Doar din banii pe care voi îi strângeți. Da, 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 așa. Foarte bine. Te felicit încă o dată. Îmi place foarte mult cum este amenajat aici la tine. Cu lemn, sigur, e și zona. Frumos, pietrișul ăsta pe jos, ca să nu fie murdar. Da, da, da. Toate sculele sunt bine întreținute. Spor la treabă încă o dată și mult noroc. Mulțumesc foarte mult.